înainte de fiecare competiție îmi luam puterea de la familie, clar, cum o fac și până în ziua de astăzi, dar acum cum stâlpul meu de încredere, rezistență și de critică nu mai e, mă încarc, vorbind despre mama, mă încarc foarte mult. Știu că ea și-ar fi dorit să fi fost, să fiu eu fericită, pentru că asta îmi spunea de fiecare dată, îmi repeta, tu ai muncit atât de mult încât trebuie să fii fericită și trebuie să-ți oferi absolut tot, îți permiți, trebuie să faci lucrurile astea.